corupția? Obsesia asta că fanarioții ne-au transmis corupția, că a fost cimentată, că ea, iată, domină societatea, este doar o ștampilă noastră sau este una generală? Bun, discuția despre fanarioți este o discuție separată față de cea despre actualitatea curentă. În mod clar, regimurile fanariote sau perioada așa zisă a domniilor fanariote, pentru că am serioase rezerve asupra conceptului, a fost o perioadă în care s-au amplificat tranzacțiile financiare și o anumită instabilitate a statului și a dregătoriilor care au antrenat tot felul de vexațiuni ale unei părți din populație. Deci, practic, e de percepție. Nu e numai de percepție. Sunt convins că avem un nivel de prelevare de resurse care este mai mare decât în perioadele anterioare. În mare măsură, în perioada așa zisă a domniilor fanariote, pentru că aici, eu repet, am o mare problemă cu conceptul, dar în secolul al XVIII-lea avem în pofida corupției și o perioadă de creștere economică importantă și aceasta, într-un fel, a și îngăduit societății să tolereze mai mult decât ar fi fost altfel cazul activitatea domnilor și a diversilor lor dregători, care unii erau greci, unii erau români, nu erau neapărat mai buni cei greci decât cei români sau viceversa, deci discuția aici este mai degrabă problema de percepție, este cât de mult se leagă corupția de fanarioți și de fanar. Asta este un discurs tipic al boierilor din țară care vor să scape de concurență.